Bună dimineața tuturor! Vremea va fi frumoasă și astăzi și mult mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi în general variabil spre senin, cu norori în centrul țării și în zona montană, unde în timpul nopții vor fi norori și izolat ploi slabe. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi variabil spre senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 21 și 23 de grade. Avem parte de o zi foarte frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal la această dată și în Crișana. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 22 și 23 de grade. Șansele să plouă vor fi reduse și în Banat, unde ne vom bucura de valori termice ridicate și astăzi. Temperatura maximă va ajunge până la 23 de grade, atât în Reșița cât și în Timișoara. În Oltenia, după cum vedem pe hartă, o zi foarte frumoasă, încheiem luna octombrie cu soare. Temperatura maximă se va încadra între 25 de grade în Târgu Jiu și 27 de grade în Râmnicu Vâlcea. Spuneam mai devreme că în centrul teritoriului țării, în special în timpul nopții, vor fi înnorări și posibile ploi. Temperatura maximă se va încadra între 21 de grade în Miercurea Ciuc, 22 de grade în Brașov și 23 de grade în Bistrița. În Moldova, după cum vedem, o vreme foarte frumoasă, nu va ploua, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 22 și 24 de grade. Vor fi intensificările vântului, după cum anunță meteorologii astăzi, în Dobrogea, în special pe litoral, dar nici aici nu va ploua. Temperatura maximă se va încadra între 19 și 20 de grade. O altă zi foarte caldă pentru această perioadă din an în Muntenia, fără precipitații, fără vânt. Temperatura maximă se va încadra între 26 de grade în Târgoviște și 27 de grade în Giurgiu. În capitală, de dimineață se înregistrau 15 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 25-26 de grade. Astăzi cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Cam despre vreme, să aveți o zi excelentă!